eu nu sunt specialistul în tot ceea ce se va întâmpla în această seară. Sunt cei care s-au pregătit efectiv pentru acest lucru și au și căderea să o facă. Eu am să continui totuși în duhul întâlnirii noastre de la Biblioteca din Călimănești. Mă bucur că sunt aici, am revenit adesea în Arhiepiscopia Râmnicului cu mare bucurie și am vizitat multe locuri și bineînțeles că am vizitat localitatea natală a Mitropolitului Bartolomeu de mai multe ori, în mai multe rânduri, la diferite evenimente din viața Mitropolitului. Și mi-aduc aminte cu nostalgie de un astfel de moment. Și dacă mi-a venit în minte acum, am să vi-l și transmit pe loc. Eram la Nicula, începuseră colocviile de la Mănăstirea Nicula într-o formă inițială sau inițiatică, prin concursul Provers. Pornit de un flăcău din Dej, care încerca să promoveze tinere talente. Reședința este în vecinătatea Bibliotecii Mănăstirii. Le despart pe cele două clădiri doar un singur coridor. Și așteptam momentul în care trebuia să ajungem la concursul respectiv, în Biblioteca Mănăstirii. Eu, fiind din Mitropolitul Bartolomeu, în biblioteca lui personală, care era și birou de lucru, acolo unde a dioptosit parte din Vechiul Testament. Cu câteva minute înainte de a pleca, unde erau câțiva băieți pe baza Iudului și câteva personalități de acest copil, primește un telefon. Am mărmurit, pentru că mi-am dat seama că era anunțat de moartea fratelui meu, Dumitru. Am încheiat convorbirea, nu l-am întrebat absolut nimic, n-am avut puterea. El s-a liniștit în câteva clipe și a zis să mergem unde avem de mers. Și ne-am dus împreună, toate au fost bune și frumoase, Mitropolita a vorbit ca și cum nu s-a fi întâmplat nimic, nici s-a adus aminte de faptul că el primise câteva clipe vestea morții fratelui său. S-a încheiat concursul respectiv, ne-am retras și sigur ne-am apucat de organizarea mormântării efective. Ca să vedeți, calitatea Mitropolitului Bartolomeu, care știa să se stăpânească, știa să stăpânească sentimentele, știa să treacă de la o stare la alta, știa să favorizeze persoana din fața lui, considerând că problemele celui din fața lui sunt mult mai importante decât problemele sale personale. O făcea de altfel și în audiențe, pentru că erau foarte multe problemele în eparhia noastră, unele chiar grele, și știa de la om la om să treacă de la o stare la alta, ca să nu, încă o dată, să defavorizeze pe cineva, influențat fiind de starea lui anterioară. Așadar, acesta era Mitropolitul Bartolomeu în ceea ce privește sentimentele personale. O și spunea, și eu am avut parte foarte rar de îmbrățișarea lui, nu aceea festivă și când trebuia să ne întâlnim în anumite momente, ci aceea intimă dintre tată și fiu. Copilul trebuie sărutat doar în somn, pe frunte. O așa făcea Mitropolitul Bartolomeu. Aș vrea să, sigur, să fac o legătură cu subiectul totuși care s-a propus. Să încep de la o amintire a Mitropolitului Bartolomeu din perioada de detenție. Spunea că în pușcărie se rezista datorită a trei factori. Primul și cel mai important era credința în Dumnezeu. Fără de credință nu se rezista. Cei mai mulți care nu credeau în Dumnezeu sau care își pierdeau credința pe drum, sigur că o luau razna din punct de vedere psihic, dar după aceea se deteriorau și fizic și ajungeau până la moarte. Al doilea factor important și major
pentru rezistența în puterile comuniste era cultura. Am amintit astăzi că în pușcăriile comuniste, unde erau foarte mulți intelectuali pe vremea aceea, se împărtășea cultura. Fiecare din domeniul în care era pregătit, împărtășea celuilalt. Și fiecare acumula după putere. Astfel s-au învățat științe de la astronomie și chimie până, ce știu eu, până la învățarea limbilor străine. S-a scris poezie, s-au scris romane în pușcărie, însuși mitropolitul a memorat mii și zeci de mii de versuri și a memorat lucrările. Apoi, când a fost scos la muncă, a trebuit să le toarnă pe hârtie, într-o formă proprie, prin soluții ingenioase. Aceste manuscrise le avem la Mănăstirea Nicula și am avut câțiva dintre noi șansa să le și pipăim efectiv, pentru că ele au o valoare inestimabilă. În pușcărie, atunci când au scos la muncă, la aiut, și-a dat seama că începe să piardă din memorie cele pe care el și le-a sușit și le-a memorat. Gândiți-vă, și asta e ca o paranteză, gândiți-vă că ce și-a scris pe creier a fost fără rebuturi. Și-a memorat versurile în forma lor finală. A reușit să scoată din minte variantele care erau inițiale, pe care le-a prelucrat între timp. Deci reușea în minte să-și curețe partea de moloz și să păstreze doar textul care mai târziu a ajuns să fie și publicat. Și-a dat seama, muncind, că nu reușește să își păstreze în memorie aceste texte și atunci a reușit, încă o dată, într-o formă ingenioasă, n-am să o povestesc acum, că a durat foarte mult, și să le scrie pe hârtie și ele se păstrează până azi. Sigur că s-au și publicat. Al treilea factor care era important în pușcărie era humorul. Făceau haz de necaz, cum este vorba noastră românească. Și el o spunea, tot cu humor, despre un fost ministru, Luca, Vasile Luca. La un moment dat, într-o celulă, este băgat un deținut care îl așteaptă pe un al doilea și când se prezintă unul pe celălalt, se și întreabă de ce ești încarcerat, de ce ai venit în pușcărie. Și unul zice că l-am înjurat pe Vasile Luca. Celălalt, interesant, eu l-am lăudat pe Vasile Luca. Și nu durează mult, se deschide din nou ușa. Și este băgat al treilea deținut și se prezintă Vasile Luca însuși. Așadar, în pușcăriile comuniste se rezista și datorită acestui factor, care era umor. Pe acestea trei aș construi predica mitropolitului Bartolomeu. Mitropolitul Bartolomeu era un om credincios, de excelență, dar și avea o credință puternică. Avea credința lui Dimitrie Bejan, dacă ați citit ceva despre Sfinția sa, care o spune la un moment dat că el, după 14 ani de pușcărie, n-a mai crezut că există Dumnezeu. A știut că există Dumnezeu. Mitropolitul Bartolomeu știa că există Dumnezeu. Și pentru că știa că există Dumnezeu, știa să și îl transmită celorlalți. Și o făcea cu prisos de măsură din predicele sale. Începând din pușcărie și până la sfârșitul vieții lui. Știți că în pușcărie, în fiecare duminică și sărbătoare, mitropolitul Bartolomeu predica sprimose la calorifer și toată pușcăria amuțea și asculta și deținuții, și călăii, să zicem, și paznicii, toată lumea ascultam predica mitropolitului Bartolomeu. Știa să-l transmită pe Dumnezeu pe care îl trăia, îl experimenta. De aceea și predica lui era foarte convingătoare. Era foarte fermă. Cuvântul lui avea impact. El vorbea asemenea apostolilor. Pentru că
El l-a cunoscut pe Dumnezeu în mod direct și dacă l-a cunoscut pe Dumnezeu în mod direct, a știut și să-L împărtășească altora. Dovada cea mai mare sau cea mai deplină a acestui lucru este traducerea Sfintei Scripturi. Este clar, numai un asemenea om putea să retraducă Sfânta Scriptură. Cu o credință puternică, convingătoare, trăită, efectiv. Și acesta era Mitropolitul Bartolomeu. De asemenea, aș adăuga la credința lui faptul că era ancorat în tradițiile noastre. Mitropolitul Bartolomeu însuși se ruga. Mitropolitul Bartolomeu postea. Mitropolitul Bartolomeu se spovedea. Sunt amănunte, poate că ni se par nouă neimportante. Dar să vedeți că este foarte important. Este o lacună în ceea ce ne privește pe noi preoții, pe care o spunem sau nu o spunem, o ascundem sau nu o ascundem, dar preoții se spovedesc mai puțin decât credincioșii noștri. Mitropolitul Bartolomeu, la un moment dat, din curiozitate, și cred că ați citit acest amănunt, din curiozitate l-a urmărit pe Patriarhul Justinian de Odinioară dacă se roagă înainte de culcare. A făcut-o tot într-un mod copilăresc, chiar uitându-se pe gaura cheii, dar și-a dat seama că și un patriarh trebuie să se roage. Știți, atâtea vorbe potrivnice în ce-l privește pe Patriarhul Justinian. Dar iată că Mitropolitul Bartolomeu descoperă în Patriarhul Justinian și latura lui duhovnicească. Și-l interesa latura lui duhovnicească. Și-l interesa dacă Patriarhul se roagă. Și Patriarhul se ruga, ca oricare om. Mitropolitul Bartolomeu se ruga. Și vă spun și cum o făcea, dacă vreți, în reședința de la Nicula, pentru că acolo am fost foarte multă vreme împreună și am putut observa acest lucru. Și mi-l și mărturisea. Când cobora de la dormitor, trecea pe la o capelă personală, al cărui gram este Sfântul Apostol Bartolomeu, și își făcea rugăciune. Este și astăzi locul pe care îngenunchea, sunt ochelarii, epitrahilul și psaltirea, și pe lângă psaltirea, cartea lui de rugăciune, Teortosia. Îi plăceau foarte mult psalmii. Dar citea și din cartea de rugăciune, rugăciunile care le citește orice credinciosul creștin. Luam micul dejun, care era mai jos, era între etajul capela, luam micul dejun, se urca la birou și ușa și același lucru se întâmpla și seara după cină, când urca să se urce. Intra prin capela. Jadar Mitropolitul Bartolomeu era un om rugător. Și amănuntul la acest capitol, la credinței Mitropolitului Bartolomeu, este că pe ultima sută de metri, în ultimele zile, înainte de a pleca la Viena, de a fi intubat efectiv, l-am vizitat împreună cu Preasfințitul Părinte Vasile Someșan, episcopul vicar, și când ne-a văzut, ne-a recunoscut, deși era foarte, foarte slăbit, și l-a întrebat pe Preasfințitul Vasile, retoric, așa e că ai venit să vă spovedești, și, bineînțeles, Preasfințitul Vasile era pregătit să-l spovedească, ceea ce s-a și întâmplat în momentele următoare. Așa că Mitropolitul Bartolomeu, înaintea morții, s-a spovedit efectiv, după toată rânduiala, ținea la aceste lucruri. Îi spunea Maicii Galinea de la Nicula adesea că vrea să fie mormântat în pământ, că vrea să îi se facă colivă, că să îi se aprindă lumânări, toate lucrurile acestea pe care și le dorește orice credincios bun. În ceea ce privește cultura, Mitropolitul Bartolomeu, la predica lui, nu vorbea cu sfinții. Cuvântul lui era ferm, dar era, pe lângă inspirat, era un cuvânt responsabil. Nu vorbea la întâmplare Mitropolitul Bartolomeu. O spuneam astăzi, la amiază, își pregătea predica. Jumătate de predică o pregătea sâmbătă seara, iar cealaltă jumătate și-o construia în timp ce predica, în felul în care îi transmiteau credincioșii. Prin mesaje, prin microgestuale, bineînțeles. Dar știa să comunice.
predica lui era un dialog. O spuneam astăzi, era chiar o piesă de teatru până la urmă. În sensul că el era și un dramaturg foarte bun, chiar un regizor. Știa ce să spună, când să spună, cum să spună, știa tonul care trebuie să-l folosească, gesturile pe care trebuie să le facă de asemenea, știa foarte bine să intre în sufletul, în mintea auditorului său. De aceea era foarte receptat. La toată lumea li se părea că li se vorbește pe mintea lui și după inima lui. Pentru că, deși avea o cultură foarte vastă, știa să acopere toate nivelurile. Știți prea bine, pe lângă faptul că era teolog, avea cunoștințe de istorie temeinice, avea cunoștințe de medicină, pentru că a făcut câțiva ani medicină, avea cunoștințe de muzică, era un meloman, efectiv. Era un om de cultură, avea o cultură foarte vastă, pe care o folosea în predica lui. Astfel încât acoperea toate nivelele celor care îl ascultau. Și nu predica doar la Catedrala Metropolitană, vă închipuiți. Predica la Mănăstirea Nicula, de pildă, la Hramul din 15 august, la sute de mii de oameni, care cei mai mulți erau țărani, care veneau în pelerinaj pe jos și care îl ascultau cu sufletul la gură, uimiți. Și din uimirea lor s-a încetățenit la Nicula să se bată din palme după predica mitropolitului. Acest lucru este foarte rar. Și la noi, când a început, a fost o excepție. Dar s-a continuat fără întrerupere. În fiecare an, la Hramul din 15 august, când predica mitropolitul Bartolomeu. V-aș da un exemplu de faptul că avea o cultură foarte vastă. Și în ceea ce privește, de pildă, medicina. Știa din primul an de medicină toate oasele corpului uman. Cu nume științific. În momentul accidentului de la Nicula, sigur că i-am fost în preajmă pe toată perioada când a ajuns la ortopedie în Cluj, am chemat salvarea. A venit un asistent care a vrut să-i facă un calmant. Pentru că îl durea foarte tare bazinul, șolul. Dar era foarte emoționat. Nu știu dacă avea 30 de ani asistentul respectiv, deși era cât aproape ușa aceea și era necesar la un serviciu de ambulanță. Era foarte emoționat. Și i-a și spus mitropolitului, sunt emoționat, eu nu v-am văzut niciodată numai la televizor, dar de câte ori vă vedeam, mi-era frică de dumneavoastră și la televizor. Atunci, mitropolitul a intrat imediat în mintea lui și a început să-i spună toate oasele bazinului. Încheietura femurului cu bazinul și ce osoare sunt acolo, toate după nume, niște nume, nici eu nu am auzit niciodată în viața mea, că n-aveam nume. Dar oricum era foarte, foarte complicat. L-a uimit pe tânărul respectiv, dar în același timp i-a dat curaj că știe ce îi se întâmplă și că trebuie să-și facă datoria, să-i facă injecția respectivă. Oricum, el când era bolnav sau avea momente de acest gen, erau foarte docil. Asculta până la capăt de cel care era specialist în domeniul lui și trebuia să acționeze în privința bolii respective sau a problemei respective. Așadar, avea o cultură foarte vastă pe care o folosea. De pildă, la un moment dat, a predicat despre ochi. Dacă vă aduceți aminte, s-au găsit această predică pe internet cu foarte multe amănunte din medicină. Și a explicat și le-a tradus teologic tot ceea ce înseamnă ochiul. Și tot ceea ce construiește, ce înseamnă, ce construiește acest organ al corpului uman. În ceea ce privește optimismul, bineînțeles că nu crea ilaritate la predicile sale. Mitropolitul Bartolomeu era un om sobru, un om serios. Dar în același timp era un optimist. O spunea, de pildă, că Dumnezeu, ori de câte ori, dă o încercare omului, în același timp, în același moment, îi dă și soluția. Doar că noi trebuie să avem ochii duhovnicești, să vedem, să căutăm, să găsim soluția respectivă.
Dar Dumnezeu este Cel care, dacă încearcă pe om, sau lasă pe om să fie încercat, în același timp, în același moment, îi dă și soluția. Rămâne nouă să facem în așa fel încât să o găsim cât mai repede cu putință, folosindu-ne duhovnicește și înțelegându-L pe Dumnezeu în lucrarea Lui. Îndemna pe oameni să se roage. Credea în rugăciune. Și considera că rugăciunea este una dintre cele mai bune soluții pentru toate problemele omului. Tot în spiritul lui am să vă spun că din amvonul Catedralei din Cluj-Napoca, la un moment dat, povestește o întâlnire cu o mamă îndurerată, în ce o privea pe fiica sa, și el a mărturisit-o public. Cât am fost eu de mitropolit, n-am știut să-i spun altceva decât să se roage. Pentru că mitropolitul Bartolomeu credea în rugăciune și în rezolvarea problemelor prin rugăciune. Acestea fiind zise, mă bucur încă o dată că suntem aici și că îl promovați pe mitropolitul Bartolomeu. Noi toți care suntem aici în această seară, cu atât mai puțin eu, nu o să acoperim personalitatea mitropolitului Bartolomeu, nici măcar pe acest segment al oratoriei. S-au scris deja câteva teze de doctorat pe mitropolitul Bartolomeu și încă sunt câteva lucruri. Urmează teze de doctorat pe omilie. Sperăm că aceasta să deslușească mai mult ceea ce a însemnat oratorul Bartolomeu. Dar cuvântul lui rămâne viu, precum el este viu și ne-l dorim viu. Și pentru veșnicia lui Dumnezeu, dar și pentru veșnicia noastră pământească. Pentru că încă împrumutăm sau ne agăpăm, sau cum vreți să ziceți dumneavoastră, din seva lui. Suntem datori mitropolitului Bartolomeu, mai ales noi cei care l-am cunoscut și l-am slujit îndeaproape. Dar în același timp, nu putem trăi fără mitropolitul Bartolomeu. A lăsat o amprentă definitivă în lumea noastră. Cu precădere la Cluj, dar nu cred că numai la Cluj. Dar cel puțin noi, cei care l-am cunoscut în ultimii ani de viață, cei 18 cât a stat la Cluj, suntem marcați de personalitatea lui, de credința lui, de cultura lui, de optimismul lui și nădăjduim să îi ducem mai departe cât se poate aceste daruri pe care ni le-a lăsat și pe care am încercat și eu în puține cuvinte să le împărtășesc dumneavoastră în această seară. Mulțumesc domnului profesor, mulțumesc tuturor celor care sunt împreună la acest prezidiu și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor.